Hai, salut! Am vrut să-mi cumpăr acest puzzle care se numește Casino și este din seria Put In, adică să bagi ceva în altceva, în cutie. Dar când am văzut că costă $50, am spus, îl fac singur. Da, mi-a luat ceva timp să dau mărimile, să găsesc materialele, să fac cutia, să o înclei, să vopsesc. Dar până la urmă nu este cu nimic mai rău decât cel de $50. Și acum voi face încă un puzzle ca să vezi și tu cum poți să confecționezi așa ceva chiar acasă. Pentru confecționarea acestui puzzle am nevoie de ceva rotund. Aici este o coadă de mătură, dar diametru e cam mic. Am altul aici un pic mai mare. Bine, îl folosesc pe acesta. Așa, și acum va trebui să tai 6 piese. Hai să vedem dacă diametrul este 30, împărțit la 2, 15. 15 mm grosime la piesă. În dependență de ce diametru ai găsit piesa, grosimea va fi în jumate. Perfect. Am o piesă 30 pe 15. E de dorit ca lemnul să fie mai dur. 2, 4, 6. Piesele sunt gata. Acum am nevoie de cutie. Cum fac cutia? Știind că înăuntru jos o piesă va fi culcată și una în picioare, baza cutiei, adică partea de jos, va fi 45 de mm. Și acum caut ceva din ce să fac cutie. Am aici mai multe materiale. Așa este mai gros, mai subțire. Acesta este cu găuri. Hai să-l fac cu găuri. De ce nu? Așa, partea de jos este gata. Hai să vedem cum vor fi aranjate piesele. Da, pare că încap bine. Am dat un milimetru mai mare la bază în loc de 45-46 ca să aibă un pic de loc. Am tăiat și lateralele și m-am străduit ca găurile să rămână cât mai centrate. Să arate mai fain. Da, cam așa arată cutia. Acum o voi pune la încleiat și între timp voi face marginile sau obstacolele care merg aici deasupra, care transformă această cutie într-un puzzle adevărat. Hai să văd dacă am făcut tot corect și dacă toate piesele întrepine în cutie. Am făcut tot corect și după ce înclei marginile de deasupra, adică obstacolele, puzzle-ul este gata. Și imediat îți arăt rezolvarea. Și noul puzzle este gata. S-a primit un pic mai mic decât acesta primul care l-am. Dar este destul de simpatic. Ok, acum hai să arăt soluția cum să rezolv acest puzzle. Mai întâi hai să-ți arăt ce mărime trebuie să tai piesele acestea două. Cum am făcut eu. Hai să scoatem din cutie. Da, apropo, prima dată când am rezolvat acest puzzle, mi-a luat aproape o oră la rezolvare și chiar credem că este imposibil. Așa, cum am tăiat piesele? E o piesă așa, o pun aici în picioare și a doua piesă ar trebui să intre alături, tot acolo jos, dar în felul următor, așa. Cum vezi, acolo se atinge de piesă, dar în partea asta este foarte puțin loc între piesă și margine. Dacă este prea mult loc, trebuie să o faci mai mare. Dacă nu încapi, trebuie să o mai tai. Eu, de exemplu, le-am făcut, le-am pus așa cu mâna, m-am uitat și nu încapea. Le-am scurtat un pic și deja încapea.
Cam așa, intuitiv le-am făcut. Acum hai la rezolvare. Așa, punem primul rând. Acolo avem trei piese în primul rând. Acum, eu a patra piesă, o pun acolo așa și o dau în stânga, aici. Următorul pas este să iau piesa care stă acolo, în partea opusă a mea, și să o ridic aici deasupra. Cum fac asta? O pun aici, o ridic, așa, culc spre mine și o las așa. Cum vedeți, a intrat aici bine. Aici a rămas loc liber. Mai iau o piesă. O las acolo. Piesa din spate o dau în dreapta. Să o pot împinge pe asta deasupra. În spate. Pe asta din stânga. În spate. Și cum vezi, rămâne fix locul pentru ultima piesă. Ta-da! A intrat perfect. Da, este ușor să-l rezolvi când deja știi răspunsul. Dar nu este așa de plăcut ca prima dată. Când stai o oră întreagă și îți rupi capul, cum să bagi piesele astea aici înăuntru? Și te gândești, pentru ce fac eu asta? Dar când deja ai rezolvat-o, spui, sunt campion. Încearcă și tu să faci așa un puzzle acasă și ne vedem în videoul următor. Pe curând!